Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Este sâmbătă. Am fost la magazinul din colț să-mi iau o cafeluță de asta bună la 2 lei. Te mai încălzește dimineața că sunt 2 grade trase de urechi afară. Și v-am pus pe Instagram să-mi spuneți despre ce mai dorește sufletelul vostru să mai discutăm. Și bineînțeles, mulți mi-au spus să vorbim despre cele mai căutate cuvinte din 2019 pe YouTube și cum să crești pe YouTube. Am zis, bă, eu nu sunt o persoană foarte populară pe YouTube, dar din ce am văzut la alții, aș putea să vă dau câteva sfaturi să faceți la fel, dacă vreți, nu sunteți obligați. Dar înainte de a începe acest clip, nu uitați cum v-am zăpăcit de atâtea ori. Dacă vreți să mă susțineți și pe canalul de fitness, aveți primul link din descriere, Poro Fitness, unde vă puteți abona. Acolo o să postăm, v-am spus, numai și numai despre sport, nutriție, antrenamente. Deci dacă vreți planuri de antrenamente și așa mai departe, unele chiar gratuite pentru voi, pentru comunitatea mea, îmi lăsați comentariul la clipurile pe care o să le postez acolo și o să vă ajut cu mare drag. Astăzi vreau să vorbesc despre cele mai populare clipuri de pe YouTube. Mă gândeam eu că ar fi ceva, nu știu, despre cum e băiatul acela de postează cu planetele, cu stelele, cu războaie, cu toate nebunile. Nu, fraților. Vă las 3 secunde. Acum puneți stop la acest clip și lăsați-mi un comentariu cu ce cuvânt credeți că este cel mai popular de pe YouTube. Bun. Sper că ați ghicit. Sau dacă nu ați ghicit, vă voi spune eu. Dezvirginarea. Ăsta este cuvântul suprem pe YouTube, căutat de foarte mulți dintre voi. Fie că sunteți fete, fie că sunteți băieți. Și am zis, bă, ce rahat e atât de important acest cuvânt? Dezvirginarea. Până la urmă, am să vă las acum o poză să vedeți ce înseamnă dezvirginarea. Poate mulți nu știți, poate multe nu știți și mă gândesc că dacă v-aș pune o poză, v-ar putea ajuta. Și am zis, ok, hai să intru și eu pe YouTube și să caut dezvirginarea. Mă gândeam că poate au 20.000 de vizualizări, 30.000, nu, fraților. Sunt clipuri cu milioane de vizualizări discutând acest subiect. Cum m-am dezvirginat? Te doare când te dezvirginezi? Ce înseamnă dezvirginarea? Cum se dezvirginează o fată? Cum se dezvirginează un băiat? Băieții sunt virgini și după ce fac sex? Dacă îmi curge ceva, mai sunt virgină? Băi, am zis că este ireal ceea ce văd. Și mă gândeam, oare ce copii ar putea să scrie aceste cuvințele pe YouTube ca să înțeleagă și e ceva din cuvântul dezvirginare? Deci când am citit chestia aia cu dacă nu mai îmi curge, ceva de genul, mai sunt virgină, am zis stop, nu, deci trebuie să fac un clip în care să vorbim despre chestia asta. Este un lucru normal la fete, ca pentru prima oară să te doară. Deci nu este o chestie așa ușuratică pentru voi fetelor. Pentru unele dezvirginarea este un lucru plăcut, iar din păcate pentru altele dezvirginarea este un lucru neplăcut. De ce spun din păcate? Pentru că acolo se ajung la alte nenorociri, violuri, tâmpenii, prostii. Dar mai este și varianta în care fetele astea de 14-15 ani, că pe acolo se cam rup ele, se duc la ăștia mai mari de 19-20-25, da? 25 plus chiar. Și ăia sunt așa, mamă, când văd o virgină zic, mamă, nimeni nu a mai, e chestia de bărbăție în tine ca și bărbat să iei o virgină și zici, mamă, vreau să fiu primul să o sparg, cum se spune. De unde e vorba asta cu să o sparg? E un balon și o spargi, că nu înțeleg. Mulți, mamă, ce am spart-o pe aia. Unde ai spart-o? Apelativele astea, am spart-o să moară familia mea dacă n-am spart-o. Cu ce ai spart-o? Era balon și ai înțepat-o. Așa, revenind la subiect, mai sunt fetițele astea care, după cum spuneam, minore, da? Și se duc către ăștia mult mai mari. Și e fericirea aia, mamă, că băieții le bagă guguși de alea, că te iubesc, ești viața mea, că o să te iau, că o să te fac, o să te nu știu ce. Și bum, a făcut-o pe fetiță plăcințică și după aia o lasă. Și zice, mama, aia a fost cea mai proastă dezvirginare a mea, că o regret toată viața. Sunt și cazuri în care fetele regretă. Când îi spui unui bărbat că ești virgină, ăla se așteaptă la foarte multe chestii. E aia de
demnitate în el, să fie el primul. Dar dacă nu îi spui nimic și mergi pe burtă, o să vezi că o să fie totul mai ok. Și m-am uitat acolo că erau tot felul de fete care vorbeau despre dezvirginare. Unele vorbeau coerent, altele vorbeau de te lua cap, vorbeau din povești, nu știu de unde vorbeau. Și am dat, frate, peste un clip cu un băiat care vorbea dubios despre fosta lui, nu înțeleg de ce, în fine, că femeia s-a dezvirginat, fraților, pe șaua de la bicicletă. Deci eu când am deci omul când a spus chestia asta, am spus, băi, atâția ratați pot să existe pe această planetă încât să spună asemenea aberații, frate. Da, pentru fete e o senzație când stă pe motor, când stă pe o chestie unde e adrenalina aia mai maxim, e o senzație. Dar nu că te excită șaua aia. Ăștia care v-a apucat să vorbiți despre tot felul de chestii, bă, măcar nu mai păcăliți copiii, vă să le spuneți tot felul de aberații. Și da, din păcate, din fericire pentru unii, pentru alții, aceste clipuri făcute cu dezvirginarea, cum am dezvirginat eu, fraților, rup internetul în două. Nu înțeleg care e forfota asta ca oamenii să vorbească despre dezvirginare. Adică ce m-ar interesa pe mine cum s-a dezvirginat una? Așa și? Sau cum s-a dezvirginat unul? E impropriu spus la băieți. Dar cu ce m-ar interesa pe mine? Adică what the fuck? De ce oamenii caută chestiile astea? Că, bă, într-un fel, unele sunt utile, dar nu pe YouTube, pentru că pe YouTube ești limitat la a vorbi, frate. Intră pe forumuri speciale de chestii, nu știu, unde este o sexualitate mult mai amplă și mai amănunțită față de YouTube și acolo vei înțelege anumite lucruri, dar pe YouTube trebuie să înțelegeți că sunt jocuri, sunt strategii de a crește. Și dacă ești o fată, o să crești mult mai repede pe această platformă. Pentru că dacă arăți bine, v-am spus, să spui formele, te machiezi, arăți într-un fel. Dacă nu arăți bine, începi și spui, vorbești despre chestiile astea de sexualitate ca să atragi publicul la tine. Dar spui, cea mai proastă experiență pe care am avut-o cu un tip a fost că mi-a tras un club și după aia mi-a dat două palme și a plecat. Sau cea mai proastă dezvirginare. Când o femeie face un clip pe YouTube și spune, cum m-am dezvirginat, clipul ăla o să rupă. Dar cu ce m-ar interesa pe mine cum te-ai dezvirginat tu? Am fost eu ăla care te-a dezvirginat? Sau am fost eu ăla care a filmat? Sau am fost eu ăla care a luat parte la dezvirginarea ta? Zici că am fost preotul, am dat cu mir pe tine când te-ai dezvirginat? Nu. Ce căcat m-ar interesa pe mine cum te-ai dezvirginat? Ăștia care vorbiți despre dezvirginarea voastră pe această platformă, bă, mi se pare că voi n-aveți scriere. Adică ori vorbiți de la A la Z cu tot felul de chestii, documentare, să învățați oamenii care se uită la voi. Dar așa spun, băi, astăzi vreau să vorbim despre dezvirginarea mea. S-a întâmplat acum 15 ani, eram într-o casă, într-un pod, mă plictiseam și a venit harapalb, m-a vrăjit, mi l-a îndesat și a plecat. Și de atunci sunt atât de tristă, toți băieții ejegoși. E jegoș, am cam zis eu, dar să nu mai ziceți după aia, băi, analfabetule. Așa. Și sunt trist rău de tot. Cred că o să mai mă dezvirginez odată. Astea nu sunt chestii utile pentru oameni. Trebuie să spui, băi, dacă faci sex de mic neprotejat, poți să iei bolile bolilor. Băi, dacă nu faci protejat, s-ar putea să-ți dai drumul la armată în aia și să faceți ceva. Fetelor, dacă nu vă spălați și în zonele intime mai amănunțit, ca să nu vorbesc mai vulgar, s-ar putea să aveți râme peste o săptămână. Sau să iasă ceva gorgonzola, să puneți la ăștia pe paste. Chestii de-astea trebuie să vorbiți, să învățați despre igiena intimă, despre cum să se folosească un prezervativ, despre riscul bolilor pe care le au foarte mulți și foarte multe. Despre asta trebuie să discutați, nu despre, da, cum am dezvrigat, pentru că sexul e o chestie plăcută. Sexul este un lucru plăcut, adică e chestia că îți oferă satisfacție, dar repercursiunile sexului de ce nu le spuneți? Ce se poate întâmpla? Pentru că văd fete care își dau chiloții unei alteia, își dau haine de la una la alta, tot felul, mai ales astea care stați mai multe în cameră, dăm fadă-mi aia, băi, sunt microbi și milioane de microbi, nu că microbi. Poate tu ești imună la ceva și aia nu e, ai dat chiloții, a apărut o frunză.
Voi de ce nu discutați chestiile astea pentru copii? Pentru că pe platforma asta sunt copii foarte mulți, trebuie să-i educi, să le spui, băi, nu-mi faci aia că nu e ok. Dar dacă noi ne apucăm și discutăm despre cum ne-am tras noi când eram mici, păi ce să înțeleagă? Lasă, duce și ăla și o trage, nu? Și după aia o vezi pe alta pe YouTube că plânge, a venit ăla, m-a capsat și a plecat. Păi, dacă nu învățăm, da, fraților, și am zis că dacă vreți să deveniți voi așa populari, aici, în special la fete, povestiți-vă, fraților, viețile amoroase, că văd că astea prind foarte bine. În loc să ajutăm să spunem și părțile negative sau ce se poate întâmpla, vorbim doar aberații. Și sunt multe altele. Băi, ăștia care căutați și pe Google, pentru că dacă scrii care sunt cele mai căutate cuvinte cheie pe Google 2019, o să vedeți. Băi, de sunt niște de-astea de tăia capul despre animale, împerecherea animalelor. Frate, ce om s-ar uita la împerecherea animalelor? Adică de ce te-ar interesa cum se împerechează animalele? Și tot felul de chestii în care zici, mamă, noi românii suntem grav rău de tot la mansard, avem probleme grave. Deci, eu sper că ați înțeles ceva din acest clipuleț. Dacă vreți să facem un clip, mai iau pe cineva, da? De, nu știu, o iau pe Alexandra și o mai iau pe încă o fată, să fie cât mai multe fete, să vorbim despre chestia asta, să spunem exact ce s-ar putea întâmpla în momentul în care te încumeți să faci sex cu o persoană pe care nu o cunoști atât de bine. Poate asta va ajuta mai mult, că v-am zis, focul ăla de a face este foarte mare. Ești excitat, ești încărcat, abia aștept să tragi cu arma. Dacă tragi și nu ți-ai pus și scutul, s-ar putea să fie dureros după aia. Pentru o chestie de asta de plăcere, uneori plătim. Așa că nu mai lungim, vă las pe voi să-mi spuneți dacă doriți să discutăm în următoarele storytime-uri, clipuri, cum vreți voi, despre acest subiect. Mai iau pe cineva să discutăm și să spunem, frate, niște chestii utile pentru voi. Că despre ăștia care căutați dezvirginarea pe YouTube, băi, sunteți fenomenal, frate. Fenomenal. Hai, vă pupa, fratele, vă doresc o zi minunată. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați ori de câte ori mai pusăm câte un clip nou. Like, dislike și ne revedem mâine. Pa!